Katie Rain vine să ne prezinte piesa Vrei să fii. Te vedeam în cărțile citite, cu final dat în patru nopți trăite. O, da, știam că vei apăra cândva să te-ntreb. Vrei să fii? A fost odată ca niciodată. Ce poetic frumoasă fată, ea visa să juca și știa că o va lua cineva undeva cândva și va da iubirea pe care atât de mult o merita. Și nici când nu o va trăda, că o va prinde atunci când va cădea și în veche și în somn îl va aștepta. Te vedea cărțile citite, cu final dat în patru nopți trăite. O, da, știam că vei apăra cândva să te-ntreb. Vrei să fii iubirea mea? Vrei să fii? Ești iubirea țării noastre. Bună dimineața, oh, bine ai venit. Bine v-am regăsit, mi-a fost dor de și nouă tare ne-a fost dor, dar noi acum am înțeles care e faza cu outfit-ul. Da. Ai văzut, vrei să fii și iubita scrie, mea? Vrei să fii. Da, vrei să fii soția mea ulterior. E un fel de handmade. Ba mai mult, am făcut-o fiul meu și a fost într-un joc, știi? Vroiam să facem ceva frumos, creativ și dacă tot aveam niște vopsele textile, am zis, uite, aici aveam chestia asta albă a mea, nepurtată încă, și am zis, uite, hai să desenăm pe asta, dar desenăm pe a mamei, pentru că e albă, nu are nimic alb deocamdată, curat, în sens că fără inscripții. Și am zis, da, desenează ce vrei tu. Și a venit ideea, că știa că merg pe la interviuri și așa, i-a venit ideea, are 6 ani, zic, cui nu știe. Mulțumim. Ca să o port, a zis, mami, eu îți desenez, dar tu să mergi cu ea la interviu. Adică e de voie, și de nevoie. Da, și mi-a scris, vrei să fii și câte, și
capa V, Victor, știi? Tare, fain! S-a străduit, nu m-am implicat deloc. Bravo! Foarte, foarte tare și piesa, apropo, felicitări pe această cale cu noua lansare. Mulțumim foarte mult! Mult mai plină de viață. Mie, pe mine cel puțin m-a dus cu gândul la baladă și ceva modern, pentru că e cumva și baladă. E o baladă, da, e o poveste, e ceva fairy tale, așa, nu? Inspirată și din Petre Ispirescu. Cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ai, da, e un vis. E luminos, cum și-am promis că o să fie. Am scris-o acum 2 ani și jumătate. Am inițiat, a trecut ceva timp. A suferit foarte multe, a avut multe modificări pe parcurs până s-a ajuns unde s-a ajuns. Și mă bucur că l-am găsit pe Elias Tadeus, e așa, compozitor, care a reușit să aducă la varianta finală această piesă. Și așa. E o baladă romantică, dar și cu un ritm, așa știi, pe refren, care te pune în alertă. Drop-ul, da? Da, apropo, te-ai gândit la un videoclip deja? Da, noi deja am filmat, doar că este montaj și mai durează. Dar sper că nu foarte mult, nu ne lași cu inima tângă așa mult. Da, mă strădui, strădui tare. Te rog, eu aș vrea să văd, ești tot în mireasă? Ceva aproximativ, da. Pe mine mă adusese cu gândul, nu știu, la desen animat ceva de genul ăsta cu prinți și prințese, dacă mai țineți minte povestea... Să mai iasă 7 pitici pe aici? Nu, mi-am mai țin minte povestea cu Frumoasa și Bestia. Era el foarte mare pe balcon, dacă mai țineți minte momentul ăla când e pe balcon, când ea vine, îl îmbrățișează și lui trece toată răutatea. Aia stai că au dansat și vals acolo. Da, și dansează și vals acolo, da, în fine. Să vină și trandafirul ăla blestemat, că, nu știu, era acolo în bine, poveste. Bine, da, e un nou început cu piese care vor suna aproximativ la fel ulterior. Te-ai gândit la lucrul ăsta sau nu? Nu știu dacă e bine sau rău, dar nu fac schematic lucrurile. Fac ce simt și mai am un demo cu parcă la fel de luminos sau cât de cât la fel de luminos. Pentru că voi știți că ce am făcut până acum era destul de sumbru. Da. Da. Și la fel de bine, trebuie de menționat exact. Lucrul ăsta. Mulțumim pentru cei frumos care doresc că, sau poate nu au auzit până acum, pot să dea un search ca să vadă ce mai totuși pe oameni tot. Păi, zic, poate cineva acum care s-a născut două săptămâni. Acum două săptămâni s-a născut și prima dată privește, știi, la TV. Da, în loc de Lullaby, așa? A, și Lullaby am făcut-o. Știu, mamă, tu știi, da, trebuie să te pare pup, rău. Trebuie să te pup după. A, oricum o să ne pupăm, îmi pare rău. Vezi, dacă nu știai de Lullaby. Asta e, mi-am învățat lecția, data viitoare am să zic că știu și eu. Până atunci mai e. Eu nu o să-ți răspund la întrebare totuși. Faza este că nu am planificat foarte multe, dar am demo-uri încă nelansate. Și îmi doresc anul ăsta chiar să lansez cât mai multe piese. Cât mai multe. E un an în care te-ai provocat indiferent tu pe tine oarecum fi. Ca să ai mai multe producții care să fie lansate. Și nu neapărat cu videoclip, na, știi că asta, știți că necesită investiții și așa, dar cel puțin partea mea de songwriting să fie valorificată cumva anul ăsta, mi-aș dori. Vezi, ea este primul om pe care încălzirea globală o afectează pozitiv. Mă, da. Ea aduce soare, deci din cauza luminozității acestei piese se încălzește și planeta. De-aia e și cald afară și soarele ăla care e exact foarte frumos. Și au ieșit ghiocei, în sfârșit. Hai să altceva, uite, pentru zi. Că acum, nu știu, 10 ani sau 15 ani sau 20 sau până atunci, cumva era la modă ca toată lumea, atunci când lansa o piesă două, să vorbească de un album, că lansez album CD, gata, pentru toată lumea, anul viitor vine CD-ul. Acum parcă s-a mai pierdut din toată povestea asta și vorbesc nu de tine în mod special, general, pentru că toată lumea cumva e cu single încă unul și vedem, poate la final le adunăm pe un album. Cum stai tu la capitolul ăsta? Noi vorbim de Moldova sau nu? Pentru că probabil Moldova nu, nici nu prea se aude de exact, așa noțiune. Eu aș fi zis că chiar puteam să o formulez așa, aș fi vrut să la finalul anului să închei cu lansarea unui album, de fapt. Dar nu știu dacă aș fi fost înțeleasă și nici măcar nu vreau să vorbesc din timp, pentru că nici nu știu cum o să reușesc sau nu. Da, se lansează single-uri, dar totuși eu mi-aș dori să realizez un album. Cumva este o bifă, o realizare, probabil. Carte de vizită? Da, de ce nu? Deocamdată am 17 piese. Da. Cred că e suficient. Unii lansează cu 4 piese. Dar nu e suficient, pentru că acum am un alt val din ăsta în care aș vrea să inspirațional, așa. Bine, cu... faci o copertă bărsa în două. Într-o parte nori, știi, cumva fulgere, ceva mai aprins și în cealaltă ying parte soare. Da, ying și yang, ceva de genul. Postări diferite. Eu vreau să te întreb dacă te-ai gândit tu la opțiunea să faci un concert solo. Ai auzit undeva? Apropo, era și... avem și o întrebare asta undeva. Nu știu, pentru că mi-e foarte...
frică să zic chestii pe care încă nu le-am realizat. Hai să zicem, nu dacă îți planifici lucrul ăsta. Mi-aș dori, și asta mi-aș dori, dar recunosc că nu știu ce vreau mai tare și deocamdată am nevoie de timp. Să mă reculeg și să înțeleg ce vreau mai tare. Să mă concentrez asupra albumului sau asupra concertului. O zic asta public, dar chiar asta e dilema mea prezentă. După emisiune poate să mă ajutați cu un sfat. Noi ne implicăm. Backdance, da. Ok. Bine, noi, bine, și vocal putem să fim acolo. Să-ți stricăm concertul, de exemplu. Nu cred. Nu e genul ăsta. Primele 30 minute să arunce lumea cu roșii. Știi? Și după fiți atenți. Eu am citit cum scrii tu poezii, așa că welcome, ești super, bravo. Hai să scot pălăria. Profund. Foarte, el în general e... Sunt cel mai profund dintre toți profunzii. Dar de tine presupun că poți cânta pentru că ai gusturi bune la muzică. Asta pentru că eu am spus chetirei. De-aia eu am gusturi bune, da. Nu? Asta a fost un lucru. Dar te întreb un alt lucru, pentru că balada sună foarte bine în română și tu, de fapt, până acum făceai și piese în engleză. De fapt, cumva, eu mai mult am auzit din piesele tale în engleză. Și eu vreau să te întreb dacă o variantă în engleză care să fie aceleași piese. Mi-ai dat o idee, dar nu știu dacă o realizez. Sau ceva de genul, poate pe aceeași undă. Poate, deși româna e atât de familiară și vrei să fii ăsta, vrei să fii... Nu știu dacă în engleză o să sune bine. Nu știu. Deci că farmecul unui artist este să poată transmite într-o limbă străină pentru cei de peste hotare, de exemplu în limba română, un mesaj, chiar dacă ei nu înțeleg nimic. Pentru că uneori ritmul sau atitudinea artistului face abstracție deja de ce se spune. Câte piese am ascultat noi în limbi pe care habar nu avem ce cânt acolo? 70% probabil. Și le ascultam indiferent dacă știam despre ce. Probabil există piese care ating sau ajung la inima ascultătorului prin instrumental, altele prin linie, altele prin muzică, altele prin text. Contează toate trei, evident, doar că iese câte ceva în evidență. Nu? Și există, apropo, eu am sesizat o chestie, să-mi spuneți și voi. Am sesizat că fetele mai mult ascultă textele, iar băieții instrumentalul. Eu pot să te contrazic. Nu? Fetele ascultă textul și linia melodică și băieții se uită la videoclipuri. Nu e așa? Dacă sunt fete... Nu știu, probabil nu am gen. Probabil m-am născut în Suedia și nu știu eu lucrul ăsta. Da, probabil m-am născut în Suedia. Ești diplomat, e ok. Da, și nu știu lucrul ăsta, dar eu sunt mult mai atent la texte decât la linia melodică. Da, așa sunt eu. Pentru că scrii, e normal. Nu, pentru că e fată în suflet. Pentru că da, s-ar putea să fie. Bun, hai să mai întrebăm încă un lucru. Știu, o să par banal și o să fiu banal în continuare. Vreau să-mi spui dacă cumva a fost gândită piesa lansată pentru că e și despre iubire, în luna dragostei sau nu are nicio tangență? Pentru că este despre iubire? În luna dragostei. Luna iubire. Mi-am dorit, a fost ca și idee să fie chestia asta, dar vroiam să o scot totuși mai devreme. Și era vorba să o scot pe 17, trebuia să o lansez pe 17 ianuarie. Doar că din motiv că nu erau gata anumite circumstanțe, s-a primit că uite chiar în luna iubirii, cum se spune. Deși ar fi bine să fie mereu iubirea. N-a exact, fost ceva... Dumnezeu a vrut așa să se întâmple, de fapt, mai mult. Și eu cred că lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple. Spune-mi, te rog, când a fost lansată piesa Calamate? Cred că în 2013, dacă nu greșesc. Acum așa, două zile. Ca acum două foarte, zile. Foarte repede trece timpul ăsta. Foarte curând, probabil, vom vorbi despre o altă piesă și ne vom întreba când a fost lansată, mai țineți minte, vrei să fii acum, nu știu cât, 7 sau 10 ani. Între timp au trecut 7 ani de când ai lansat piesa care urmează să ne interpretezi. Pe care eu ador. Stai, poate și greșesc, nu știu, trebuie de verificat. Trebuie să verificăm. Uite, în timp ce tu o să cânti această piesă, eu dau un search și văd exact când a fost lansată această piesă. Acum să facem lecție de matematică, pentru că în dragoste exact ca la mate, cel puțin așa ne zice Chetirei. Toată lumea spune că unul cu unul fac doi. Nu e despre noi. Credeam într-un întreg ce n-o să se divide. Acum sunt o străină într-o mulțime vită. Unde e limita? Nu mai pot continua să mă împarți cu alta. Oare câte poți aduna, aduna în viața ta? Iubirea e calamate, eu nu ți-am dat dreptate, dar tu mi-ai arătat
totul e calculat. Iubirea e ca la mate, probleme complicate, aveam de rezolvat, dar fără rezultat, fără rezultat. Și tot încercai să mă schimbi radical, n-aveai habar, eram fără egal. Tot îmi dădeai lecții până țeșai din fire. Îți pot recomanda meditații la iubire. Unde e limita? Nu mai pot continua să mă împarți cu alta. Oare câte poți aduna, aduna în viața ta? Iubirea-i ca la mate, eu nu ți-am dat dreptate, dar tu mi-ai arătat că totul e calculat. Iubirea ca la mate, probleme complicate, aveam de rezolvat, dar fără rezultat. Iubirea ca la mate, eu nu ți-am dat dreptate, dar tu mi-ai arătat că totul e calculat. Iubirea ca la mate, probleme complicate, aveam de rezolvat, dar fără rezultat, fără rezultat. Unde e limita? Nu mai pot continua. Unde e limita? Nu mai pot continua. Unde e limita? Nu mai pot continua.